Tocmai am terminat de filmat videoclipul acela cu parfumuri pentru luna noiembrie și pentru că mai am un pic de timp la dispoziție, m-am gândit să filmez rapid și un empties. Asta pentru că iarăși s-au adunat destule ambalaje goale de produse. Și da, o să vă vorbesc rapid despre ele, după care le duc frumos la reciclat. Am aici aceeași pungă pe care o știți mult prea bine, în care de obicei îmi pun ambalajele goale. Bun, și astea fiind spuse, o să încep. O să încep cu acest spray pe care l-am terminat de curând, de la Garnier, din gama Ambre Solaire, cu SPF 50. Este genul acela de SPF care se aplică peste machiaj. Bine, eu pe acesta l-am avut din vară. În general, vara pot să zic că am nevoie de și folosesc genul acesta de produse. Iarna nu prea. Știți cum este vara, dacă, de exemplu, m-am machiat de dimineață, pe parcursul zilei e necesar să fie reaplicat un SPF și desigur că nu o să mă demachiez și o să-mi fac iarăși rutina cu SPF și toate cele, nu. De aceea există genul acesta de produs. Mi-a plăcut și a făcut foarte bine treaba. Clar o să recumpăr la vară, probabil, sau genul acesta de produs, pentru că mi se pare foarte practic. Stăteam undeva în dulap, mai avea, cred că, genul un puf sau așa. L-am folosit zilele trecute, asta pentru că nu are rost să-l mai țin. Da. Ca idee, Ambre Solaire de la Garnier. Îmi place destul de mult gama aceasta. Știți că folosesc și produsul acela fluid, la fel cu SPF. Și da, mi-a plăcut și acesta foarte mult. Clar. Bun, văd că am terminat aici un balzam de rufe, da, balzam de rufe de la Tesorii d'Orient, de varianta aceasta Persian Dream, varianta din care există și parfumul acela și cred că și gel de duș, da, și gel de duș au. Îmi place foarte mult gama aceasta și am zis să încerc și produsele acestea lor balzam de rufe. Ce să zic, că mi-a plăcut destul de mult. Într-adevăr, are o formulă ceva mai concentrată. Parcă și zicea lucrul acesta, da, scrie că are o formulă concentrată și să știți că chiar așa este. În comparație cu alte balzamuri de rufe, da. Pe acesta, într-adevăr, l-am simțit mult mai concentrat. Mirosul în rufele proaspăt spălate s-a păstrat mult mai mult timp și a fost mult mai intens. Deci, da, ca idee, într-adevăr, săracul e mititel și s-a terminat destul de repede. Nu te ține foarte mult. Zic aici 38 de spălări, dar nu cred că m-a ținut chiar atât. Eu și pun destul de mult produs. Da, ca idee mi-a plăcut destul de mult. Acum nu știu dacă îl voi recumpăra, având în vedere că nu neapărat că e foarte scump, dar m-am zis să termină repede și, nu știu, prefer alte produse, dar nu exclud pe viitor, poate o altă variantă eventual să-mi facă o altă idee, nu am menționat. Este mirosul acela cu ceai roșu și rod, din câte mi-amintesc, miroase exact ca parfumul pe care l-am. Da, e fructat cumva și are și subtonul acela ușor de dulce zahăr ars, care te-ar putea duce gândul la în zona lui Baccarat Rouge, dar nu neapărat. Eu una nu-l văd pe Persian Dream ca fiind o clonă sau, bine, clonă nici pe departe, inspirație, nici inspirație neapărat. Da, ca idee, ca să vă faceți o idee cam cum miroase acest parfum în cazul în care nu l-ați testat, sau balzam cu parfum. Cât am pus să vorbesc pe acest parfum, despre acest produs. Da. Bun, mergem mai departe. Am aici un săpun de mâini de la Balea, din gama aceasta cu zmeură și magnolie. A fost ok. În general sunt ok săpunurile acestea de la Balea. Nu hidratează, nu fac ceva special, dar curăță bine și de obicei le cumpăr, plus că au un preț foarte mic. Am terminat un șampon de la Head & Shoulders, varianta aceasta cu mentol fresh, cu mentă. Îmi place foarte mult varianta aceasta pentru că e așa revigorantă cumva și îți dă senzația aceea plăcută de răcoare, în special pentru vară, este demențial. L-am și recumpărat, îmi place foarte mult, o să-l port și în
sport, o să-l folosesc și în perioada ce urmează. Se pare că mă grăbesc și zic numai prostii. Ok. Și da, îmi place foarte mult. Clar, în general, ați văzut că eu folosesc parfumurile. Nu știu ce am cu parfumurile. Am zis că am filmat clip și mi-a rămas pe limbă. Folosesc șampoanele de la Head & Shoulders, deși știu că sunt persoane, am auzit în special la Health Stylist, care zic că are o cantitate mult prea mare de sulfat și că dăunează părului. Da, eu având un păr gras, știți foarte bine, am mai zis lucrul acesta, am nevoie de șampoane cu sulfați care să curățe foarte bine scalpul. Bun, mergem mai departe, mai am unul de la Head & Shoulders, tot așa îl recumpăr de fiecare dată, Citrus Fresh, varianta cu lămâie, care este specială pentru părul gras, la fel, îmi place foarte mult. Pentru mine astea sunt cam cele mai eficiente. Bun, mai departe am aici un gel de duș de la Nature Box, varianta aceasta cu rodie, varianta revitalizantă. Mi-a plăcut destul de mult, a fost ok. Ce am observat eu la gelurile acestea de duș e că sunt destul de consistente și spornice și se termină destul de greu, ceea ce în principiu e bine, nu? Așa, și parcă mai era unul, dacă îmi amintesc, da, mai am și o variantă cu avocado, aceasta cică era varianta hidratantă, da. A fost ok și ea, a curățat destul de bine, cred că mi-a plăcut mai mult varianta cu rodie, ca miros și în general. Varianta cu avocado n-a fost chiar preferata mea, a fost ok și a mirosit bine, nu... Da, nu a mirosit neapărat a, nu știu, avocado foarte natural, dar a fost ok și ea, la fel de spornic, să zicem. Și tot din această gamă, tot de la Nature Box, mai am și un șampon. Acesta a fost, dați să văd, cred că pentru, da, pentru scalp gras și vârful uscate, zic ei. În principiu, cam tot așa ce îmi trebuie mie. Mi-a plăcut și el destul de mult, dar în continuare, nu cred că o să recumpăr, în continuare prefer varianta de la Head & Shoulders sau variantele, ca mai multe. Bun, ce mai am aici? Am și câteva șampoane uscate, două mai exact. Acesta Dry Shampoo, care e ceva no-name, luat din magazinele Action, a fost ok. Dar, în continuare, Batistul mi se pare cel mai bun. Am aici varianta Fresh cu Citrus Breeze sau Breezy Citrus. Am mirosit proaspăt, într-adevăr, în zona aceea de mare un pic. Mi-a plăcut destul de mult, e ok. Poate nu este chiar varianta mea preferată la capitolul miros, dar își face treaba, clar, lasă rezidul acela alb, dar nu e problemă că se rezolvă cu un prosop sau da, de obicei masez scalpul și se duce prin acea acel rezidu alb. Bun, mai departe am și câteva deodorante, două din acestea de la Borotalco, varianta aceasta original, dar varianta fără săruri de aluminiu, eu pe aceasta o iau de obicei. Mai aici două variante, mi-a plăcut destul de mult. Clar, v-am zis că de obicei am un Borotalco în casa asta pentru că își face treaba destul de bine, chiar dacă nu are aluminiu, prefer varianta fără. Asta pentru că am observat că nu neapărat că fac alergie, dar am un ușor disconfort atunci când folosesc un deodorant pe bază de aluminiu. Da. Acum am mai recumpărat și alte variante, am să mai încerc și altceva, dar ca idee, acesta îmi place și clar îl voi recumpăra. Și mai am aici un Rexona, care nu prea m-a încântat, Cotton Dry, era prea pudrat, așa, lăsa norul acela de enervant, da, de produs și era un pic cam intoxicant și, da, momentan nu cred că o să-l mai recumpăr. Prefer, v-am zis, variantele de la Borotalco. Bun, ce mai am aici? Am un gel, pentru că s-a pus și praful pe săracele produse de când stau în punca aceasta. Un gel intim, tot așa de la un brand no-name sau ceva Intimate Care, tot din magazinele Action de obicei, îl mai recumpăr.
Îmi place, e ok, își face bine treaba. Momentan am ceva de la Dove în baie. Bun, am mai terminat și un balzam de machiant de la Clean It Zero, care este clar varianta mea preferată. L-am luat și pe cel de la Balea, dar nu-mi place absolut deloc, l-am folosit de 2-3 ori. Am observat că e comedogenic pentru mine, provoacă coșuri, în orice caz nu-mi place nici consistența lui, nu-mi place absolut nimic la el și cred că o să-l și arunc, habar n-am, nu știu, vedem. Și nu știu, bine, pe cel de la Clinic, desigur că l-am încercat și pe acela și acela e foarte bun, dar în continuare prefer varianta aceasta de la Clinic Zero. Calitate, preț este super ok, de obicei eu iau varianta mare, pentru că e cea mai convenabilă la preț, varianta la 180 de ml și mă ajunge câteva luni lejer. Cred că 2-3 luni, depinde acum cât de des mă machiez și mă demachiez, desigur. Da, am avut și varianta, da, vă ziceam că am avut varianta mică de la Clinic, aceasta. Am folosit-o mai mult, cred că în vară, când am fost plecată în vacanțe și așa. Foarte mult mi-a plăcut. Nu zic pe viitor, poate o să-l și recumpăr, ca să zicem așa, poate să-mi iau și varianta mare. Dar momentan sunt foarte mulțumită de la varianta aceasta, de la Vanilla Co, așa se numește. Am mai văzut în DM și o variantă de la Geek & Gorgeous, cred că așa se numește. Am înțeles că și aceea e bună, poate o să o testez și pe aceea la un moment dat. Bun. Mergem mai departe, o apă de gură de la Don Todent din DM, varianta aceasta cu antibacterială. De obicei am mereu o apă din aceasta de gură în casă, asta pentru că este fără alcool și nu este extrem de mentolată cum e cea de la Listerine, pe care nu o pot suporta. De obicei pe aceasta o cam am tot timpul în casă. Am aici o cremă, loțiune de corp de la Dermacol, Aroma Ritual, din gama cu strugure și limetă. Mi-a plăcut foarte mult mirosul. Cred că stă de ceva timp. Ideea că am fost o perioadă după care am uitat-o undeva într-un colț de dulap și am mai stat acolo, cred că vreo câteva luni bune. Acum de curând am văzut-o, am terminat-o și am băgat-o la Empties. Mi-a plăcut foarte mult aroma. A fost o aromă așa proaspătă și foarte plăcută. În general, ăștia de la, sau mă rog, cei de la Dermacol au arome foarte faine și la, nu știu, și la geluri de duș, și la loțiuni de corp și ce mai scrub-uri foarte bune. Clar o să mai recumpăr produse de la Dermacol. Bun, ce mai am aici? Mai am stați așa, să nu știu cum am ajuns aici. Vă ziceam de gama Ambre Solar de la Garnier. Am terminat aici un din acest SPF 50+. Momentan am o variantă ceva cu vitamina C. Știu că am mai scos acum niște variante noi și am cumpărat-o și pe cea cu niacinamide. Să vedem. Momentan cea cu vitamina C nu pot să zic că a făcut ceva anume în plus în comparație cu varianta normală. Dar dacă ai idee, îmi place foarte mult și recumpăr de fiecare dată acest SPF de la Garnier. Îl folosesc și vară și iarnă tot anul. Mai am aici un săpun de mâini de la Balea din gama Ginger Lemon. La fel îmi place foarte mult. Mai am aici un peeling scrub din acesta de corp, tot de la Balea, pe baza de sare. Acesta la fel vi l-am arătat de 11.000 de ori, nu are rost să insist. Îmi place foarte mult cum lasă pielea, o exfoliază foarte bine, o lasă și hidratată, având ceva uleiuri în compoziție, așa că testați-l, încercați-l în cazul în care nu-l știți, deși mă îndoiesc. Bun, vreau să zic că raportul calitate-preț este absolut imbatabil. Da, am aici o cremă de mâini de la Balea cu olive. Cred că aceasta am primit-o cadou. A fost ok, mi-a plăcut. Nu pot să zic că a hidratat în mod special. Cred că am folosit-o mai mult în perioada, nu știu, primăvară-toamnă, pentru că iarna nu face față. Iarna, de obicei, am mâinile mult mai uscate.
și am nevoie de un produs care să fie mai hidratant, dar pentru perioada aceasta, toamnă, primăvară, e ok cât de cât. Ce mai am aici? Niște paste de dinți, Colgate Max White, varianta aceasta cu cărbune, îmi place foarte mult. Ori cumpăr de obicei, am un Menta Dent, cred că e din Diem, a fost ok și el, ce pot să zic. Și am aici încă un Blendament Extra Fresh Clean, care da, avea într-adevăr o prospețime mai aparte. Se pare că mai am încă un Garnier Ambre Soleil, asta pentru că apropo, aparent le consum pe bandă rulandă. Adevărul că nu este zis să mă dau cu SPF. Chiar dacă și momentele în care nu ies din casă, deși nu prea se întâmplă lucrul ăsta, și atunci de obicei folosesc un SPF. Mă rog, pe acesta, de obicei. Bun, mai am aici o cremă de față de la Nivea, ceva cu anti-age. Cred că a fost varianta de zi, care au și un SPF 30. Da, când am folosit acest SPF, nu cred că am mai aplicat pe cel de la Garnier, doar dacă poate era vară, în rest nu. În perioada aceasta, iarnă, toamnă, iarnă, ajunge și un SPF 30. Da, a fost ok și mi-a plăcut destul de mult. Dați-mi amintesc, nu mai știu. Da, mi-a plăcut destul de mult și mirosul. Avea un ușor parfum, nimic exagerat. Și am și varianta de noapte aici, sau mă rog, o variantă de noapte, care cred că a fost cu trandafir, din câte amintesc. Da, mirosul nu pot să m-am gândat în mod special, dar a fost ok, mi-a plăcut. Da, regenerantă, la la la, nu știu ce. Mi-a plăcut destul de mult, în general cam cumpăr creme din acestea de față de la Nivea, îmi plac destul de mult. Mai am aici o loțiune... Nu e loțiune, de fapt, e un gel de duș de la Dove, care din păcate nu l-am terminat, dar a stat cumva mult prea mult nefolosit. Nu prea am întins mâna spre el, a stat foarte mult la baie. Știu că aveam altele care îmi plăceau mult mai mult. Da, și a tot stat acolo până i s-a schimbat mirosul și nu prea m-a mai cântat, așa că din păcate trebuie să-l arunc. Asta este. El, săracul, era un gel de duș hidratant. În general, produsele acestea de la Dove sunt ceva mai hidratante, pe bază de ceva lapte sau... În fine, nu mai miroase bine. Îl arunc și cred că mi-au rămas câteva produse de make-up aici, din ce văd. De exemplu, am terminat acest True Match de la L'Oreal. Săracul nu arată bine deloc. A fost ok, acum cumva a avut un hype destul de mare și mă așteptam la ceva mai spectaculos, dar nu a fost neapărat hidratant, da, lăsa oarecum tenul ușor juicy, nu neapărat foarte. A fost ok, pentru persoanele care nu își doresc neapărat o acoperire foarte mare, aș zice că are o acoperire mică spre medie, după mine. În schimb, acest preferat de-al meu, Catrice HD Liquid Coverage, îl recumpăr de fiecare dată. Este fondul meu de ten de zi cu zi. Efectiv, îmi place foarte mult. Mi se pare că are acoperire mai mare decât True Match. Ce drept l-am și combinat, pentru că v-am zis de True Match-ul de sine stătător nu prea mi-a plăcut, de aceea le-am combinat și am obținut un acoperire medie, să zicem. Bine, nu, în general nici eu nu folosesc fonduri de ten cu acoperire mare pentru că nu-mi prea place efectul acela de mască, dar prefer totuși o acoperire măcar medie. Bun, la True Match am avut nuanța 1N, neutral, undertone, în cazul care, nu știu, poate vă interesează, nu știu dacă se vede ceva, îmi cer scuze că ambalajul nu e tocmai în cea mai bună stare. Și la HD Liquid Coverage am avut nuanța 005 Ivory Beige. Aceasta este nuanța care mi se potrivește mie. Este nuanța destul de deschisă. Eu, în general, am o nuanță a tenului destul de deschisă. Într-adevăr, vara, din câte știu, mi-au o nuanță parcă mai închisă la acest produs. Sau le mai combin de obicei. În momentul de față știu că am două nuanțe pe care le combin. O nuanță care mi-a rămas din vară.
plus acest ivory beige pe care îl recumpăr, de obicei îl am cam tot timpul anului. Bun, văd că am aici, wow, vreo 3 bureței din aceștia de machiaj de la Real Technique. Îmi plac foarte mult, de obicei mereu am un burețel din acesta de la Real Technique, sărace nu sunt în cea mai bună stare, dar asta este situația. Foarte mult îmi plac, blendesc foarte bine produsele, fondul de ten și, mă rog, restul de produse. Da, păcat că, nu știu, am impresia că se degradează oarecum destul de repede. Sau, nu știu, poate doar mi se pare mie. Ca idee, îmi place și îl cam recumpăr de la o perioadă. Am, de obicei, tot timpul. Asta pentru că nu am mai fost în ultima vreme mulțumită de ceilalți bureței de machiaj pe care i-am mai cumpărat eu de la tot felul de magazine și... Da, ăsta tot e luat de pe Notino, e tot un burețel de machiaj, arată săracul, nu arată bine deloc. De exemplu acesta, nu mai știu de la ce brand, dar e mai tare cumva și nu prea mi-a plăcut lucrul acesta. Și mai unul, ăsta săracul cred că e luat de pe, nu știu, Temu, ceva, Shane, habar n-am. Ăsta e prea moale, de exemplu, îmi pare rău că săracul e plin de... și ce mai scame. Ăsta e prea moale și iarăși nu m-am mulțumit. De aceea, Real Tehnic în continuare mi se pare cel mai ok. Într-adevăr, e un pic mai pricey, dar își face treaba. Acest fixing spray de la Max More, pe care știți că îl recumpăr de fiecare dată, iarăși din magazinele Action, îmi place foarte mult. Chiar mi se pare că blenduiește destul de bine produsele de machiaj. Bun, ce mai am pe aici? Un acid salicilic de la The Ordinary. De obicei cam am tot timpul un produs din acesta în rutina mea de skincare. Îl mai folosesc așa că n-am mici probleme cu tenul. Îmi place foarte mult și da, îl recumpăr de fiecare dată. Am mai avut aici un... tot un fel de ser de la Catrice, care teoretic ar fi cu vitamina... ce oare? Varianta energizantă? Bănuiesc că văd vitamina C. Nu știu, cred că l-am luat bine, zice că are vitamina E, goji și ceva acai. Cred că l-am luat random. Cred că a avut o reducere, ceva de l-am luat, altfel nu văd de ce l-aș fi luat. Nu l-am auzit neapărat vorbindu-se de bine despre el sau... A fost ok, dar nici nu pot zic că a făcut ceva special. Nu mi-a produs nici alte probleme tenului. Menționez lucrul acesta pentru că mai sunt produse care îmi mai provoacă, ce știu eu, coșuri sau diverse probleme, uscăciune, de exemplu, ale tenului, de aceea menționez. Am aici de la Catrice două variante de mascara, Lash Changer, ambele sunt pentru volum, varianta albastră a fost waterproof, mi-a plăcut ambele foarte mult. Așa, ce mai am? Mai am aici un produs din acesta de la Catrice, Liquid Camouflage, concealerul acela care teoretic ar fi pentru zona de sub ochi, dar eu l-am mai folosit și pentru acoperirea micilor imperfecțiuni de pe ten. Îmi place foarte mult, zice că are acoperire mare și, bine, poate nu este neapărat foarte mare, dar acoperire medie sigur are, îmi place. Arată destul de natural pe ten și de obicei îl recumpăr. Bine, în general eu nu pot să zic că folosesc de fiecare dată când mă machiez un produs sub ochi, nu. De obicei folosesc fondul de ten pentru că nu am cearcăne sau ceva probleme foarte mari cu această zonă, dar ca idee îl mai cumpăr din când în când și e fain, îmi place. Și ce mai fi? Am mai fi aici o pudră banana, vai, care arată foarte rău din păcate, de la Essence. Știți, pudra aceea banana cu siguranță. A rămas și fără capac. Da, îmi place foarte mult și de obicei o recumpăr. Și desigur, paleta aceasta de contouring, tot de la Essence, pe care o recumpăr de fiecare dată, este minunată, arată foarte bine. Cred că este singura paletă de contur pe care o am și o tot recumpăr. Folosesc de obicei nuanța aceasta, desigur, mai este acolo produs, dar... nu se mai aplica atât de bine, de aceea am trecut la o altă palețică. Eu am nuanța 10,
lighter skin. Știu că există și varianta, o singură nuanță ar mai avea, varianta 20, care este pentru un ten mai închis. Și în principiu cam astea ar fi. Da, mai am aici niște miniuri de la Lancome, un ser din acesta Mititel Advance ceva. Mi-a plăcut, chiar e fain. Și o mini cremă tot de la Lancome. Cred că sunt primise pe la primite, am vrut să zic, pe la tot felul de comenzi. Nu mai știu ce zic. Am terminat aici de la Balea Anti-Pickle Sauce Gel. Nu mai folosesc uneori când mi-apar coșuri local. Mi-a plăcut foarte mult, l-am și recumpărat. Cred că acesta este ambalajul de la cutia, am vrut să zic, de la el. Și mai am aici două produse și cred că cam atât. Două produse de unghii. Am aici o bază base coat de la Nobea, pe care de obicei o iau de pe Notino. Am impresia că nu se mai găsește momentan sau... Da, eu îmi fac unghiile cu ojă semi-permanentă acasă. Deci, de obicei mai iau produse diverse. Deci, baza este aceasta. În cazul în care vă interesează, știți că îmi place foarte mult, am și recumpărat-o. Și am aici un top coat care... Cred că e de pe, nici nu mai știu, site-ul din aceste ceva chinezești. E ok, acum nu pot să zic că este minunat. Bază nu mi-am luat. Cred că o singură dată am dat o bază și a fost super nașpa și nu mi-aș mai lua niciodată. Dar, în schimb, topul e ok, e ok, pentru că, până la urmă, important este să-mi sigileze unghia și da. Bun, și astea au fost toate produsele terminate în ultima vreme. Le duc frumos la reciclat ca să scap de ambalaje și da, cam atât pentru astăzi. Vă mulțumesc pentru vizionare, vă pup și ne revedem foarte curând la un nou video. Pa, pa!